Pământul e singura planetă din sistemul nostru solar care reprezintă o diversitate climatică desăvârșită pentru o mare varietate de viețuitoare. Stratul protector de ozon, distanța optimă de la Soare, câmpuri electromagnetice și cantități mari de apă dulce. Toate aceste condiții sunt necesare pentru a menține viața pe planetă. Însă, nu în toate colțurile lumii, natura e mereu confortabilă și prietenoasă. Astăzi o să aflați despre 10 locuri de pe planetă cu cea mai extremă climă, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Cel mai umed loc. În satele din nord-estul Indiei, locuitorii permanent utilizează iarbă în calitate de materie primă pentru izolarea fonică a acoperișurilor caselor sale. Ploile abundente sunt atât de dese încât pentru turiști a fost plasat un semn special care îi avertizează că aici se află cel mai umed loc de pe planetă. Însă, nu toți localnicii cunosc că această zonă a fost înscrisă în cartea recordurilor Guinness ca cel mai ploios loc, în medie de 11,871 de milimetri de precipitații pe an. Ei de mult s-au obișnuit cu ploile și afară de obicei ies cu un fel de cochilii pe spate care le produc singuri. Aceste umbrele specifice sunt făcute din bambus și frunze de banană. Chiar și pentru localnici, viața sub ploaie permanentă nu e deloc ușoară. Ce să mai spunem de turiștii care de obicei nu rămân aici pe mult timp? Probabil nimeni nu mai speră la o zi cu soare. Cel mai uscat loc. În mijlocul Antarcticii, acoperite cu un strat de zăpadă și gheață, se zărește o pată întunecată, Văile Uscate McMurdo. Astăzi, acesta este cel mai uscat loc de pe planeta noastră. Iată că de milioane de ani acolo nu este nici zăpadă, nici ploaie. Văile Uscate acoperă o suprafață de 4800 de km pătrați. Temperatura scade până la minus 50 de grade Celsius, iar 4 luni pe an acolo este noapte polară. Acest colț pământesc este uscat datorită munților antarctici transcendenți, care acoperă văile de la pene de gheață continentale, care pătrund din sud. Vântul uscat antarctic îndepărtează de pe munți zăpada adunată, iar fluxul de aer încălzit descendent absorbe frigul, provocând evaporarea umidității. Anume din acest motiv, în Văile Uscate nu sunt nici ploi și nici zăpadă. Poate părea că în Văile Uscate nu-i nimic viu, dar nu e așa. Aici se află un rezervor de apă care, deși e acoperit cu apă, în el cresc algii și se dezvoltă bacterii. Este interesant că condițiile naturale ale planetei de Marte sunt aproape de cele tipice ale Văilor Uscate. Prin urmare, NASA a organizat în Văi testarea navelor spațiale Viking, concepute pentru a studia Planeta Roșie. Cel mai rece și cel mai cald oraș. Un oraș mic, Verhoiansk, situat în Iakutia, este oficial recunoscut ca cel mai rece oraș din lume. Verhoiansk a fost fondat încă în 1863. Cândva, el era locul unde se exilau cei care participau la răscoală și se numea insula Verhoiansk. Astăzi, populația orașului constituie în jur de 1100 de oameni. Nu este de mirare, nu fiecare ar fi de acord să trăiască în astfel de condiții dure. Recordul temperaturii scăzute din Verhoiansk a constituit minus 67,7 grade Celsius. În iunie, aerul se ridică până la un maxim de plus 38 de grade Celsius. Cu toate acestea, înghețuri sunt și în perioada caldă a anului. În ceea ce ține de cel mai cald oraș din lume, conform părerii experților, este orașul mexican San Luis Rio Colorado. El a fost construit în regiunea unde anterior se afla deșertul Sonora. Astăzi, în suburbie, se află un port fluvial important, iar populația sa constituie în jur de 192.000 de persoane. În acest oraș este o iarnă blândă și o vară fierbinte. În iunie 1952, temperatura aerului s-a ridicat la 52 de grade Celsius și se consideră un record printre orașele lumii. Localnicii consideră că asta nu e limita. Conform celor afirmate, în iulie 1966, în oraș, era cu mult mai cald. Termometrele au trecut limita de plus 58,5 grade Celsius. Însă, mulți oameni de știință contestă sistemul de definiție a celui mai cald oraș din lume. Spre exemplu, conform organizației meteorologice, oficial, cel mai fierbinte oraș de pe planetă se consideră Bangkok. Nu din cauza indicilor, ci a temperaturilor constante ridicate pe timpul întregului an. Temperatura medie anuală aici constituie în jur de 29 de grade Celsius. Cel mai jos loc. Coasta Mării Moarte se află mai jos de nivelul Oceanului Mondial, la 417,5 metri, ceea ce îl face cel mai jos loc din lume. În lungime, marea are 67 de kilometri, iar în lățime, în cel mai mare sector, doar 18 kilometri. Indiferent de salinitatea ridicată, apa din Marea Moartă este utilizată pentru irigarea terenurilor agricole. Apele vindecătoare ale mării atrag un număr mare de turiști, care nu doar doresc să viziteze acest loc minunat, dar și să beneficieze de tratament.
Cel mai vântos loc. Dacă adorați sezonul vântului puternic și sentimentul când luptați cu natura, o să vă placă o călătorie în golful Commonwealth, care se află în Antarctida. Acest golf, cu o lățime de 48 de km, este cunoscut ca cel mai vântos loc de pe planeta noastră. Puterea vântului aici este explicată prin faptul că, plimbându-vă prin golf sub formă de semelună, curenții de aer capătă o viteză mare, se lovesc și se contopesc unul cu altul. Cartea recordurilor Guinness și revista National Geographic a acordat în unanimitate titlul de Regina Vântului. Viteza vântului aici depășește 24 de km la oră, iar viteza medie anuală a vântului este de aproximativ 80 de km la oră. Cele mai puternice furtuni fac furie aici în sezonul de iarnă. Reprezentanții faunei locale arată destul de împăcați. Nu vă recomandăm să plecați acolo fără pregătire specială. Scrieți-ne în comentarii, prieteni, ați dori să vedeți unul din locurile menționate mai sus sau nu veți risca? Iar noi să continuăm! Cel mai rece loc. Deasupra stației Antarctice Vest, deseori luminează foarte tare soarele, însă oferă prea puțină căldură. Acesta e cel mai rece loc de pe Pământ. Anume aici a fost înregistrată o temperatură scăzută de minus 89,2 grade Celsius. Însă chiar și în acest loc dur trăiesc oameni. Cercetătorii științifici se află aici de când s-a construit stația științifică rusească în anul 1957. Stația se află la polul sud al frigului. Aici e viscol zile întregi, iar oamenii cumva reușesc să supraviețuiască numai datorită încăperilor construite și încălzite într-un mod special. Cel mai înalt loc. Mulți consideră că cel mai înalt punct de pe planeta noastră este muntele Everest, însă de facto nu e așa. De fapt, acest titlu aparține vârfului muntelui Kimbarozo, care este unul dintre stratovulcanii muntelui. Pe lângă locuitorii Ecuador, puțini au auzit despre acest munte. Din punct de vedere al științei, el într-adevăr este cel mai înalt punct din lume. De ce? Totul din cauza că, în realitate, planeta noastră nu reprezintă o minge rotundă ideală, mai degrabă ovală. La pol e mai plată, iar în zona Ecuadorului se extinde, ceea ce înseamnă că dacă măsurați înălțimea de la centrul Pământului, nu de la nivelul mării, după cum toți s-au obișnuit, vârful înzăpezit Kimbarozo se ridică la 6310 metri și tehnic e mai înalt decât Everest. Acest lucru face vârful cel mai apropiat de cosmos și cel mai înalt de pe planetă și, desigur, un magnet pentru cei care caută aventuri. Cel mai plat loc. Salar de Uyuni este cel mai plat loc din lume, suprafața căruia constituie 1000 de km pătrați. Se află în Bolivia, în partea centrală a Mărilor Anzi. Îți creează o impresie uimitoare. Se pare că ai ajuns în locul în care natura încă nu cunoaște despre existența omului. Indiferent de clima severă, locul a devenit casă pentru multe animale și păsări, printre care flamingo roz, pe care toți îi adoră, lama, alpaca și șinșile. Este un loc uimitor care seamănă cu ceva dincolo de planeta noastră, unde pământul este divizat de crăpături, diferiți cactuși și vânturi. Cea mai adâncă peșteră. Cu o adâncime impresionantă de 2197 de metri se poate mândri Crubera, anterior cea mai adâncă peșteră de pe planetă. Pentru a percepe adâncimea sa, trebuie să vă imaginați, sunt aproximativ 7 turnuri Eiffel unul peste altul. Aproximativ așa o adâncime are. Crubera, cunoscută ca peștera corbului, a primit pe dreptate denumirea de Everest printre peștere. Se află în lanțul muntos Arabica, în Abhazia, alături de Georgia și Marea Neagră. A fost descoperită în anul 1960. Treptat, cercetătorii descoperau adâncimi mai noi și mai noi. Crubera a fost recunoscută oficial cea mai adâncă peșteră din lume încă în anul 2001. Recordul mondial l-a menținut până în 2017, când a fost descoperită o peșteră și mai adâncă. Peștera Frânghiei, care la fel se află în lanțul muntos Arabica, pe teritoriul Abhaziei. Conform rezultatelor filmărilor în 2017 și 2018, adâncimea peșterei Frânghiei a constituit 2212 metri, ceea ce depășește peștera Crubera cu 15 metri. Cel mai fierbinte loc. Denumirea de Valea Morții poate părea destul de înfricoșătoare, însă această gaură, situată în deșertul Mojave din statul american California, într-adevăr e capabilă să creeze condiții infernale. În acest loc vă așteaptă o sumedenie de pericole: șerpi otrăvitori, păianjeni și scorpioni, mine vechi și catacombe, dar cel mai mare pericol sunt temperaturile extrem de înalte. Cea mai ridicată temperatură a aerului a fost înregistrată în 1913, plus 56,7 grade Celsius la umbră. Temperatura
suprafeței Pământului uneori depășește 93 de grade Celsius. Desigur că la astfel de temperaturi mereu domnesc secetele. Curioșilor care s-au decis să facă o plimbare prin Valea Morții le recomandăm insistent să nu să se afle la soare în timpul zilei și să ia cât mai multă apă cu ei. Apariția unor astfel de simptome ca dureri de cap, greață, amețele sunt simptome ale faptului că trebuie să părăsiți urgent locul și să vă adresați la un medic. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii pe care dintre aceste locuri ați dori să le vizitați. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade.